Am o întrebare, că te ascult. De ce stai câte o lună pe la echipe? Că văd că te pricep la fotbal. Pentru că nu au oamenii încredere în ceea ce putem să facem. Am și o întrebare la tine. Băi, la tine, mai înțeles? Vorbești bine, vorbești, adică cum să spun, ești convingător? Le și pun în practică. Și am și o întrebare. Nu, asta e întrebarea. De ce stai câte o lună în ultimul timp la echipe? Că nu înțeleg. Pentru că în momentul când... Adică un băiat ca tine, inteligent, care e evident că înțelegi, cum n-ai bine stai câte o lună, că nu pricep? Mă uit la tine, eu mă uitam la el și zic, bă, băiatul ăsta, de ce stă câte o lună pe la echipe? Pentru că în momentul când ajungi la o echipă, oamenii nu au răbdare cu tine. Te pun astăzi și vor rezultate de ieri. Și nu-ți dau timp ca să faci anumite lucruri. Să vezi o echipă că merge, îți trebuie timp. Pentru că și tu când ai început să faci emisiunea, de la început ai avut ratingul ăla mare? De ieri am avut rezultate. Da. Nu, dar ușor, ușor, aducând invitați noi, aducând oameni care se pricep. Aducând invitați noi. Da, să ai rating, da. Vis-a-vis de jocul național, într-adevăr, în momentul când a intrat Man și când Ianis a fost adus în zona centrală, echipa națională a pus probleme. Și pe acest joc, care spune și Adi, în momentul când am recuperat mingea, imediat schimbarea direcției de joc, imediat s-a jucat pe Man mult la partea dreaptă, unde a reușit să ia Man, intrarea lui, contra unu, repet, asta e părerea mea. Prim jucătorul care a dezechilibrat cel mai mult și care chiar a făcut diferența este Man. Acolo s-a văzut o diferență foarte mare. Toate acțiunile lui Man au fost periculoase.